Pe litoral, turiștii au început să fie scoși din apă cu poliția. Salvamarii au cerut ajutor după ce mai mulți turiști s-au avântat în larg, fără să țină cont de steagul roșu, iar apoi au devenit recalcitranți. Conform Digi24, Claudiu Popescu, Salvamar. Am sunat la poliția locală, nu ne-am înțeles cu un turist. Am încercat să-i explic pe cale amiabilă că nu e voie să depășească în momentele de față geamandura, deoarece și steagul roșu e arborat și nu ne-am înțeles pur și simplu. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11. Salvamarii au sunat după ajutor la poliție, unde au spus că un turist care a trecut de geamandură este recalcitrant, le adresează injurii și nu vrea să iasă din apă. Pe plaja din Eforie Nord au ajuns un polițist și un jandarm care au stat de vorbă cu salvamarii. Între timp, turistul a ieșit din apă și a fugit. Salvamarii nu au putut să-l rețină pentru că nu au acest drept. Situații similare au fost și ieri pe plajele din Eforie Nord și Jupiter, când din cauza turiștilor care nu au vrut să iasă din apă sau au fost recalcitranți, au fost chemați polițiștii. Nu au dat amenzi, doar au stat de vorbă cu salvamarii și turiștii. În toate stațiunile din sudul litoralului este arborat steagul roșu de vânt puternic și valuri, așa că înotul este interzis. Meteorologii spun că pe litoral vântul puternic va agita marea toată ziua, iar temperaturile se vor menține mai ridicate decât ar fi normal. În mare parte din țară este cod galben de caniculă până sâmbătă. De duminică însă e posibil ca vremea să se răcească, relatează Digi24.